Salutare, dragi tovarăși, și bine v-am găsit la partea a doua din Q&A-ul pe care l-am început săptămâna trecută. Întâi am făcut cu întrebările membrilor, acum facem cu întrebările abonaților. Avem și noi o lumină mai bună acum, în sfârșit. Stau și eu cu becul aprins la miezul zilei să mă pot vedea, dar, în fine, tot am fața asta obosită că îmi bate pe deasupra lumina, deci nu mai începe să spuneți că arăt ca un drogat, ok? Bine, acum cred că toți o să spamați cu asta. Hai să vă citesc întrebările, să văd. Ce întrebări v-ați lăsat pentru săptămâna asta? Salut, Ove, cu ce faci live diseară dacă faci? Respect. O să fie surpriză cu ce fac live diseară, chiar dacă, practic, unii o să vadă videoclipul ăsta mâine, alții poi mâine, tot o să fie o surpriză cu ce voi face live, deoarece fac live în fiecare seară. Așa că apasă pe clopoțel ca să primești notificare când fac live, dă-mi follow pe Instagram ca să vezi când pun story și pun tagurile de la oameni când fac eu live, și poți să intri și pe serverul de Discord, că acolo se dă mereu notificare când am postat câte ceva. Vedeți, așa se face reclama. Cum fac și o barbă catolică ca a ta? E șmecheră. Asta e barbă catolică? Uite, e prima dată când dau chestia asta că e barbă catolică. Dacă vrei să-ți faci o barbă catolică ca a mea, bărberește-te în părți și lasă să-ți crească aici. Simplu. Ce înălțime ai? 1,80 și un pic cocoșat. Dacă ar fi să ștergi un cântăreț din existență, care ar fi ăla, aia sau ăia, alea? Majoritatea tuturor celor care cântă la radio, pentru că nu-mi place muzica lor. Bine, asta n-ar fi un argument doar pentru că nu-mi place muzica lor. Nu-mi place nici mesajul pe care majoritatea artiștilor îl încerc să-l transmită, pentru că este pur și simplu, cum să spun, majoritatea melodiilor pe care le au la radio când mai sunt în mașină sunt pur și simplu aceleași mesaje de mulți ani, reciclate și reciclate și reciclate, aceleași rime obosite. Nimeni nu vine cu ceva nou, măcar cu o piesă care să nu fie copiată din afară. Și bineînțeles, aș desfința lăutarii și BTS-ul. De ce ai ieșit din bazuca? Pentru că sunt prea bun. Până când vei continua să postezi? Mă refer dacă la vreo vârstă vei dori să te apuci și de alte lucruri. Da, probabil o să mă las de YouTube când o să mă apuc de deces. Când o să sufăr prea tare de deces, atunci nu o să mai postez. Ce să fac dacă m-am îndrăgostit de sora lui lectoratul Cristina? Ce să fac? Încearcă să nu fii un simp. Ce este existența și care e scopul nostru în acest univers transcendental? Noi nu avem niciun scop. Noi singuri am tras concluzia asta că ne trebuie neapărat un scop, doar pentru că suntem ființe care au conștiință. Dar noi de fapt nu avem niciun scop, cum de nici maimuța nu are niciun scop, cum de nici elefantul nu are niciun scop, cum de nici PSD-ul nu are niciun scop, deci n-avem niciun scop. Faceți ce vreți voi, că până la urmă toți o să murim la un moment dat. Sunt curios la ce seriale te uiți sau te uitai. În mare parte mă uitam la animații pentru copii și văd că fluctuează lumina. Cum spuneam, în mare parte eu mă uit la animații. Ultima dată m-am uitat prin iarnă la Big Mouth. Am văzut primele două sezoane și m-am plictisit. De fapt nu m-am plictisit, dar n-am mai avut chef să mă uit în continuare. Așa, seriale propriu-zise, am văzut Prison Break, l-am văzut pe tot. Singurul serial pe care l-am terminat. Am văzut un sezon din The Punisher acum mulți ani. Și sezonul din Punisher l-am văzut doar pentru că mi-a plăcut thriller-ul, că avea o melodie de la Metallica. Și am mai văzut pe bucăți așa Spartacus, că îmi plăcea, vedeam jumate din serial erau bătăi între gladiatori și cealaltă jumătate orgii sexuale. O minunăție de serial. Cum ai reușit să ai succes? Ai avut cum dracu ți se pare că am succes? Nu fac 1000 de vizionări într-o săptămână la un clip și se pare că am succes. Și de promovare, cine dracului să-mi facă promovare? Moartea să mă promoveze eventual, numai să scape de mine mai repede. Se pare gamingul mai nou, mai plictisitor? Adică să nu-ți mai vină să te joci chiar așa de mult? Trist e că majoritatea francizelor vechi de jocuri AAA, adică Assassin's Creed sau Call of Duty sau aceste francize mari, au niște jocuri care în mare parte sunt aceleași idei vechi de ani de zile reciclate și nu vin cu nimic nou. Sau mă rog, vin cu chestii noi și anume cu o grămadă de bug-uri. Ce că apar multe remaster-uri sau remake-uri sau cum s-or spune. Astea îmi plac, că se fac remake-uri la jocuri extrem de antice. Mi se pare Resident Evil 2 sau care a fost remasterizat acum vreo 2-3 ani și a ieșit super bine. La fel îmi place că au început să evolueze mult simulatoarele, deci acum găsești simulatoare pentru orice joc și simulatoare foarte bune. Acum câțiva ani erau la mod Battle Royale-uri și văd că lumea în sfârșit s-a plictisit de ele. Poate scăpăm și noi de copiii toxici care într-una, cum dai drumul la live și te joci ceva mai vechi de 2 ani, te zăpăcesc să te joci Fortnite. În fine, oricum, industria gamingului o să
se modifice puțin. De la jocuri noi din seriile astea bătrânești, o să trecem la reboot-uri pentru jocuri extrem de antice care au fost făcute exact cum trebuie, pentru că, în primul rând, o să-și păstreze poveștile, pentru că știm cu toții, jocurile vechi excelau pentru povești. Acum, astea noi nu prea au povești bune, dar dacă se fac reboot-uri la jocurile extrem de vechi cu povești bune, dar având grafici proaste, se îmbunătățesc și graficile, toată lumea este fericită. Așa că o să vină vremuri bune pentru gaming și dacă tu, de exemplu, cel care te uiți la acest clip, nu te-ai fi jucat un anume joc doar pentru că are o grafică urâtă, stai liniștit, în câțiva ani o să-l joci la o grafică excelentă. Exemplu cum au făcut cu primul Mafia. Noaptea cum reușești să dormi? Eu vara nu dorm. Cât timp o să-ți mai ții părul lung? Destul de mult timp. Momentan îl am aproape de buric, dar o să-l mai las să crească mult. Îmi place că le fac multora în ciudă. Ai recomanda la alții părul lung? Da. N-aveți nimic de pierdut dacă aveți părul lung. Aveți doar de câștigat. Eventual o să vă certați cu niște handicapați care nu suportă pletoșii. Dar în rest, aveți numai avantaje. Ce părere ai despre porumbei? Adică îi ador sau nu? Bă, porumbei mi se par foarte handicapați pentru că abia ți-ai scos mașina de la spălătorie și s-a căcat porumbelul pe mașina ta. Dar în schimb mi se par totuși niște păsări cu personalitate. Adică v-aș recomanda numărul de stand-up al lui Costel când a fost la Umor acum un an sau doi și a discutat despre porumbei. Mi-a plăcut foarte mult. O să faci video despre cei cu părinți morți, plecați în afară, divorțați? Momentan eu n-am trecut prin acest stadiu și nici nu vreau să trec. Dar da, o să mai fac videoclipuri despre Fruntea Sus și o să îi mai întreb și eu pe cei care știu că au mai avut probleme cu părinților ca să fac videoclipuri și pe tematica asta. Momentan am văzut că v-am ajutat pe toți cei care ați avut probleme cu bullying-ul și cu relațiile. O să mai vină clipuri pe temele acestea, o să trecem și la temele legate de părinți și mai discutăm și despre școală că avem multe chestii discutate. Dar oricum, seria de Fruntea Sus continuă mulțumită vouă. Vara asta o să mai pleci undeva în excursie? Da, probabil o să plec la dracu în praznic. Nici nu știu pe unde o să mai plec vara asta, căci eu am o dilemă vara asta, care mi-a dat așa cu virgulă nițel, de văd numai parașutiști ca în Vietnam. Treaba asta în felul următor. Eu până anul trecut îmi făceam multe planuri pentru fiecare vacanță de vară. Mă rog, vacanța am de mult, că am terminat cu școala, dar asta e altă parte. Oricum, în fiecare an, deci până anul trecut, în 2020, mereu îmi făceam planuri. Ce să fac vara asta? Să merg acolo, să fac aia, să fac aia, să combin pe aia, să nu știu ce. Și bineînțeles, făcându-mi planuri, s-au dus dracu toate. Anul ăsta a fost diferit. Nu mi-a făcut niciun plan. În sfârșit m-am învățat, dracu minte, să nu fac planuri. Am fost extrem de spontan cu totul și am ajuns să fac tot ce era posibil. Deci tot ce îmi doream eu să fac în mai mulți ani adunați, mai multe veri, am făcut în primăvara acestui an, mă rog, și în iunie. Deci de prin aprilie până în iunie am făcut tot ce e posibil, tot ce mi-am dorit să fac cu mulți ani înainte. Să merg în locuri în care n-am fost niciodată sau să merg cu anumite persoane în diferite locuri, să mă duc la munte, să mă distrez. Deci m-am distrat înainte să înceapă vara propriu zis, înainte să luați voi vacanțe, eu m-am distrat ca lumea. Și restul verii, în mare parte, o să-l accesez pe YouTube. Dacă o mai fi să plec undeva, probabil o fi să mai plec o dată până la Pește sau până la București și cam atâta. Dar eu o să încerc să mă țin vara asta cât mai mult de YouTube, astfel încât până la finalul anului să pot să-mi iau mașină și să vă fac car vloguri și multe alte clipuri pe care nu o să mai fiu nevoie să le filmez doar în casă la mine. Așa că luați-vă membru dacă vreți să ajutați acest canal cât mai repede. Că oricum, toți banii pe care îi scot din YouTube îi investesc în voi. În voi. Investesc astfel încât să beneficiați și voi. Ești prea îndrăite deoarece ești direct și sincer. Din păcate, majoritatea oamenilor preferă falsitatea și minciuna. Da, știu asta. De aceea mie mi se fâlfie de faptul că nu sunt pe placul tuturor. Mie îmi convine să fiu un pic mai underrated, dar măcar când intru în secțiune comentarii, nu o să văd niște comentarii de-mi fac cruce. Oricum, eu mă îngrijesc foarte mult comunitatea. Când vin copii handicapați pe secțiune comentarii sau pe chat-ul live, îi banez să n-aud de ei. La fel, primesc hate de ăsta iurea, n-am ce discuta. Maxim îi dau un răspuns la mișto, mă autoironizez sau îi dau bloc că n-am ce discuta. Citesc toate comentariile, în mare parte sunt uimit de faptul că am oameni deschiși la minte care se uită la mine. Eu am una dintre cele mai curate comunități, cele mai educate, cred. Nu e o comunitate mare, dar măcar de oameni ca lumea. Bine, am și copii tâmpiți care, cum să spun, am pățit toată să fac live pe Instagram și toți oamenii, și fete și băieți, îmi vorbeau despre hentai-ul lor preferat.
Nu cred că e o chestie la hentai, dar despre asta o să discutăm într-un alt videoclip. Ce bine că faci povești din liceu. În toamnă trec a noua și poate faci și tu un live ceva sfaturi pentru liceu. Da, aș putea să fac live-uri în care doar povestesc, dar după aia o să fiu acuzat că îl copiez pe Imogen. Așa că probabil o să fac videoclipuri cu story time-uri. Mă mai gândesc cum fac. Ori fac live, ori fac așa. Apropo, când mai sunteți pe live-uri la mine și fac un story time mișto, înregistrați-l și postați-l pe internet. Ca să... Na, că am văzut că prinde. Sunt unii oameni care au videoclipuri mai populare cu secvențe de pe live-uri postate de alții decât pe canalele lor. În fine, deci când mai fac un story time ceva pe live, puteți să-l postați pe YouTube, dar să puneți în titlu. Ovidiu 666 povestește despre sau ceva de genul. Hai să treci Ovidiu, acum văd videoul. De ce mai ai chitară, că și așa nu mai cânti? Ba da, mai cânt, dar vara eu nu prea cânt la chitară că e extrem de cald, adică s-a cam pus praful pe ea. Eu în general cânt mai mult toamna, iarna când e mai răcoare, că transpir în ultimul hal. Asta și pentru că cum s-o opera la umărul ăsta, am zis eu că fac un videoclip, dar nu prea se vede bine, gen atât am cicatrice. Cum s-o opera la umărul ăsta, mi-e destul de greu să cânt, adică dacă mă apuc să cânt o piesă de la Slipknot, în 2 minute mi-a obosit toată mâna. Trebuie să fac neapărat și videoclip în care vă vorbesc despre operația mea la umăr care o să mă bântuie toată viața. Nu este grav, din fericire pentru voi, încă nu o să mor. Cum de ești așa deștept? Sau te prefaci bine? Bă, mi se zice foarte des că sunt un actor extrem de bun și mă bucur că reușesc să vă păcălesc în fiecare zi de 6 ani de zile de când postez pe YouTube că sunt deștept. Îmi place că pot să joc rolul ăsta atât de bine. Consider că o relație de la o vârstă mai mică poate rezista mult? Bineînțeles că nu, mai ales că... Cum să spun, să-ți faci relație la 13-14 ani, e ca și cum te-ai însura la 18 ani. Adică, să-ți faci relație la o vârstă mică, în primul rând, tu nu te cunoști pe tine, dar aminte să încerci să o cunoști și pe persoana respectivă și să o mai și înțelegi, când tu de-abia începi să te cunoști pe tine și nu te suporți tu însuți, de-aia nu te să mai suporți încă o persoană. Și am dat exemplul ăsta cu însuratul la 18 ani, pentru că la 18 ani tu nu cunoști viața de adult și de adult și deja ți arde să te însori. Noi trăim într-o eră în care acum, cum să spun, cel mai bine este însor de la 30 de ani în sus. Că și așa, bine, nici chiar 30 de ani. Eu și așa pe mine nu mă suportă nimeni, nici eu nu prea pot să înghit pe nimeni, eu sunt un caz mai special. Dar oricum, nu mai suntem în perioada aia în care trebuia să te însori la 18-19 ani, când mai repede să faci 7 copii și să pleci cu ei la munca câmpului. Trăim în capitalism acum. Să-ți plac copiii? Nu la modul ăla. Mulțumesc că ai specificat, măcar acum nu va fi interpretat greșit mesajul acestui videoclip. Da. N-am nicio problemă să văd un copil maxim 2 minute în fața mea. Eu, de exemplu, când trec pe stradă și văd o femeie cu căruciorul cu copil, mă uit și eu să văd ce e, fată sau băiat, și dacă se uită la mine copilul, încep să mă strâmb, să mă scălâmbă la el și începe și el să se strâmbe la mine și mi se pare foarte rostiv. Dar mai mult de atât nu, să nu văd, deci mai mult de 2 minute să nu văd un copil în fața mea că începe să plângă și mă doare capul rău. Ai planul pe viitor sau nu? Planul meu pe viitor este să supraviețuiesc cât mai am chef. Când mă plictisesc, o să o dau în cealaltă extremă. Cumva răspunzi la întrebări în funcție de cum te simți? Nu neapărat. Treaba stă în felul următor. Hai să dau și eu puțin zoom aici. Eu fac așa. Când filmez un Q&A, hai că acum se dă zoom într-una. Omul mai ușor cu zoom-ul, că mi-arăți clipurile din dreapta. Treaba stă în felul următor. Hai, te oprești? Gata cu zoom-ul. Eu fac așa. Intru în secțiunea comentarii, dau drumul la filmare, citesc toate întrebările, răspund pe moment la ele cu ce între cei mei prin cap și în timp ce editez, tai o grămadă la montaj pentru că nu-mi place cum au răspuns la unele întrebări. Așa că dacă este scurt Q&A-ul, să știți și voi că am avut foarte multe întrebări. Deci astea de pe partea asta de aici sunt toate întrebări. Și ia uitați, întrebări. Deci am avut întrebări la care să răspund pentru acest videoclip, dar... Na, majoritatea, cum spuneam, am mai răspuns la ele în trecut. Rămâne de văzut cât o să bag un videoclip. Asta a fost și ultima întrebare. Am filmat vreo jumătate de oră, dar sigur clipul o să iasă de maxim 9 minute ca să pot să pun și eu mai multe reclame, să-mi iau și eu un chiurtoș. Și cam asta a fost Q&A-ul. Sper că v-a plăcut. Cum spuneam, dacă nu v-am răspuns la întrebare, înseamnă că ori am dat eu un răspuns stupid, pentru că întrebarea a fost stupidă. Fie am răspuns la ea într-un alt videoclip sau de mai multe ori pe live-uri. Dați și voi follow pe Instagram, pentru că următorul Q&A, nu știu dacă îl fac săptămâna viitoare, dar o să-l fac curând, va fi cu întrebări doar de pe Instagram, pentru că trebuie să promovez și Instagramul. Și luați de aici un outro mai vechi, că mi-e lene să filmez mai mult de atât că nu mai am baterie.
Dacă vrei și alte videoclipuri de genul, apasă acum pe subscribe. Dacă devii membru, vei vedea vlogurile și restul videoclipurilor cu cel puțin o săptămână înaintea tuturor. Și până data viitoare, vă las cu unul din videoclipurile astea de pe lângă capul meu. Hai, ciao les tuturor!